domnișorici, domnișori, care stau aici de pe la ora 1 și jumătate. Vreau să premiez pe cei doi tineri, frati Danciu, Mircea și Horia. Eu nu mai știu care sunteți, dar vă rog frumos, așa, și Danciu, tu ești Horia? Horia, uite, frate, așa, vă rog frumos să nu plecați, pentru că vreau să spun un cuvânt cu voi de parte și vreau să cineva să facă și mie, fratele, o poză, că e cald. Vreau să spun câteva cuvinte, fiindcă am trecut așa de la o etapă la alta, sărim pârlează. Eu am câțiva ale și veniți mai încoace că nu vă prinde, veniți mai așa lângă mine și mai spre mine, Horia. Avem câțiva ale dintre cei mulți pe care oricul magic de la capitolul interviului a luat în vizor în decursul activității mele de peste 5 ani ca fotoreporter cameraman și am decis să le aport de o diplomă excelenților frat Danciu Maru și Horia, până acum nici nu știam care e unul care e altul, de la trupa de teatru Joc, diplomă de pe Centrul Mătrește Lețe pentru competențe artistice, am zis eu. Păi de aceștia sunt bestiali. Am și declarat și am scris și revista numărul 4, iar acolo acasă, doar că sunt convinsă, băieții sunt foarte greu de manageriat. Mi-ar scoate rapid pe real, așa că mai bine să le scoată părinților lor, iar eu să-i admir și să-i aplaud pentru jocul lor pe scena teatrului Joc. Bravo bestialilor! Îi felicit pe părinți, pe profesori, atenție, tineri actori. O doamnă, Liliana Pulea, de la Vintage Fashion, care deci are un magazin de haine, noi astăzi trebuia să avem o mică paradă, n-am mai putut să vină din motive tehnice, le-a oferit câte un mic drag la acestor doi bine. Ai, nu știu ce este. Eu vă mulțumesc un pilot pentru aportul vostru și pentru că tot suntem la acest capitol, am mai premiat îi puteți urmări pe canalul interviu pe YouTube, la pagina Antoaneta pe YouTube, eu i-am înregistrat de mai multe ori, îmi plac maxim. Am mai premiat de la, nu știu sigur, să nu greșesc, dacă greșesc, tot urmate aici și dă cu tuta. Am dat o diplomă de excelență, tot pentru competențe artistice, Ananta Constantinescu, mi-a fost foarte greu să le țin. Ananda Constantinescu și tu ești, poftim, Ananda. Mi-a plăcut când te-am văzut la Calderon, jucând cu colega ta, dar nu mai reții ce. Așa, și este și ea premiată foarte bine încoace. Dorotea, nu știu cum o cheamă. Să vină Dorotea. Gracias.
Vreau să vă mai spun încă două vorbe despre acest tânăr, cu care vă mulțumesc foarte tare, are un contei strălucit. I-am acordat diploma de excelență pentru debut, sper că o păstreze, să o pună bine în ramă. Pedalează intens și profund pe tărâmul filozofiei și cred că va ajunge cumva un alt Eliade a României. Sper că nu am exagerat cu nimic, doamne, că felicitări Ionuț Alexandru. Și acum, dacă te gândești, poți pleca, dacă ne-ai fost de până acum, dă-mi mai bine. Oameni buni, am decis să-i dau un premiu lui Ștefan Apostol, acest om de radio cu o voce inconfundabilă, pentru cei care trebuie să mă asculte mai întâi. Pentru ce îi ofer premiul de excelență? Îi ofer premiul de excelență pentru recinzia filmului Octav. Noi doi, eu și Ștefan, ne-am înfruntat un pic, chiar dacă nu frontal, pentru extrem de multele pagini pe care făcuse recenzia filmului. Desigur că eu voiam o recenzie, iar Ștefan îmi trimisese un roman. Îmi plăcea, dar totuși eu voiam o recenzie, ceva sumar. El văzuse filmul, eu nu. Ei bine, a ținut să-mi povestească în scris, doar că paginile revistii nu permiteau să aibă publicarea întreaga narațiunii, oricât de tata și fost, mai ales că în film juca un colos al cinematografiei românești, Marcel Iureș. Am mai tăiat eu, am mai cedat el și iată ne ajung la festivalul de film de la Los Angeles, greșesc? Nu greșesc, nu atât de deja. Așa, la festivalul de film, unde filmul Octav a primit 12 nominalizări. Pentru acest lucru m-am felicitat că nu am respins definitiv după nu știu câte dispute, că nu mi-i cădea pur și simplu în pagini de revistie și recenzie, am plăcea foarte mult. Ștefan nu vrea să cedeze nicio frăzășoară, nicio virgulă din recenzia lui, eu mai puteam în fine. Și pentru că totuși eu am cedat și el a cedat și iată, acest film a fost premiat, îi acord lui Ștefan Apostol. Și am decis să-i decernez, bineînțeles, eu sunt un nimeni, și lui Marcel Iureș diplomă și o să-i o trimitem. Poate să publici ceva, mă. Da, poate să publici, tu sau eu. Da, bine. Pot să menționez eu că este singura recenzie la Octav care a fost citită inclusiv la Uniunea Scriitorilor în plen, în plenul ședinței. Deci eu mă felicit acum că am făcut lucrul acesta, probabil că ceea ce am făcut în pagina ediției va rămâne și iată-ne și noi, discuți așa cum suntem, facem lucruri mari. Îți mulțumesc, Ștefan, și acum vreau să o cer pe scenă. Doamna distinsă soție, Magdalena Băgescu, astăzi m-am supărat din cine, dar totuși o să o premiez, că asta este. Deci eu o premiez pe Magda. O să zică cineva că doar ne premiem între noi, eu am diplome și premii mult mai multe pe care nu o să le nominalizez aici, care sunt mult din afară. Pentru munca pe care tu o faci, Magda, da? Pentru că te străduiești foarte mult să duci arta românească pe... chiar în străinătate. Dragă ți-a bucare că urmea la asta în ziua și uitat de la... Așa, asta e de-a luat de-a lui. Eu îți mulțumesc foarte mult și te rog să mă ierți astăzi din mai supărat din zile, dar sper să treacă următoare. Ți-am luat din timp și eu, dar să știi că și din timpul nostru a fost luat 40 de minute. Deci timp prețios. A plecat toate lucrurile. Hai, să vă fie bine. Și vouă. Andreea Dumitru, dacă toți suntem la premii, hai să mergem cu premiile până la capăt. Andreea Dumitru, să vină Andreea sau dacă nu, să vină Andrei. Îi acord Andreea Dumitru, un om deosebit, diploma de excelență pentru voluntariatul pe care îl face pentru la acea, nu știu, asociație, zis-o, cu copiii bolnavi de cancer. Dacă îți vrei să spui ceva? Mulțumesc mult de tot, pe lângă proiectul de pece în care mă implic, am mai fost
dar și la copiii bolnavi de cancer de la Institutul Clinic Tondeni și fac voluntariat și în cadrul Asociației Interpivă în România. Pentru promovarea țării liberată pe care a făcut-o nevite noastre, domnului Florin Grigoriu, acum am decis.